Bună ziua și bine de regăsim la Săptămâna Cărților. Iarăși, spre bucuria noastră, avem câteva volume de excepții. În primul rând, această surpriză, o istorie a traducerilor în limba română, secolul al XX-lea, este o istorie apărută la Editura Academiei Române, în care Bucuraș, Constantinescu, Tărăian, De Jica, Titelapil, Cianu, sunt coordonatori. Participă la această istorie o pleiadă întreagă de scriitori și traducători, critici, de cam de la toate universitățile din țară. Cred că câțiva sunt, știu, Ovidiu Goran și alții sunt colegi ai noștri în filială. Deci e o istorie care se află abia la primul volum și sunt convins că va avea măcar încă două, trei volume, pentru că tematica este foarte vastă și de interes pentru cei care vor să știe drumul traducerilor în limba română, operă importantă de literatura universală. Îi felicităm pe coordonator, dar și pe cei care au lucrat la această istorie a traducerilor. Tot de la Suceava, iată, avem pe Elena Băldușa Steiciu cu un volum de lecturi complice, cum le numește dumneavoastră, pe fibra textului. Discută diverse cărți, mai ales traducere de literatura universală, literatura română, poate aplicat și la subiect. O felicit pe Elena Băldușa Steiciu pentru această carte, cu adevărat necesară pentru a cunoaște cine și cum a fost tradus în limba română și cât de veitori sunt traducători în primul rând. O felicităm pe Elena Băldușa Steiciu, se ocupă de o tematică de cartea străină, cum ar fi, cartea străină, haină românească. Și acum, o carte monumentală, e cel puțin editorial, dar și ca adunare de versuri, pentru că este Dunărea, kilometru 510, o poveste de viață, de moarte și de naștere, cu nu au mai fost și nici nu vor mai fi altele. Este cartea nenăscutului, cum declară Nicolae Ciolic, colegul nostru de redacție, este o carte impresionantă și prin tematica abordată și noutatea lirică a ei. E o carte care îți cere efort intelectual să o poți urmări și înțelege integral. Noi felicităm pe Nicolae Ciolic și suntem convins că va fi o carte de luat în seamă, la fel și celălalt, de luat în seamă la jurizarea pentru premiile filiale noastre. Vă doresc numai bine și o vară mereu frumoasă!